Bună seara, bine v-am regăsit, dragi prieteni, proiect de țară. Continuăm acest demers, seară de seară, de luni până miercuri inclusiv. Încercăm să creionăm, să desenăm, să designăm o Românie așa cum ne-o dorim, o Românie așa cum ne-ar plăcea să o avem. Pentru asta e nevoie de o viziune, e nevoie de muncă, e nevoie de îndrăzneală, de curaj. Discutăm în această seară, dragi prieteni, despre antreprenoriat în mediul rural, despre cum poți să ai un vis, dar cum poți să materializezi acest vis în așa fel încât, cum să spun eu, să ai o viață așa cum ne-o dorim, nu? De vis, nu alta. Deocamdată noi visăm la o viață mai bună în afara României, o Românie devitalizată prin plecarea cele mai importante, poate, resurse umane din România, mă refer la forța de muncă puternică din această țară. Ei bine, având în vedere faptul că ne adresăm și celor din țară, dar și celor din afara României, celor care muncesc în Spania, în Italia, în Anglia sau în Temiri, unde în altă parte a Europei și a lumii, vă propunem în această seară câteva sugestii, câteva idei de afaceri, căile prin care puteți să vă finanțați acest vis, această viitoare afacere. Facem povestea asta despre antreprenoriat, despre ce înseamnă formare continuă. E foarte important, după ce ai isprăvit școala, să nu uiți în următorii 1, 2, 3, 5 ani să citești. Literalmente. Să citești pentru că, de obicei, ni se pare că atunci când încheiem un ciclu superior de învățământ, ni se pare că am terminat cu școala, cu asimilarea, cu creșterea din punct de vedere intelectual, ceea ce e o mare, mare greșeală. Așadar, antreprenoriat, formare continuă, și, de asemenea, despre Programul Național de Dezvoltare Rurală, care se află în curs, are măsuri deschise, e la dispoziția celor care vor dori să facă o afacere în mediul rural. Vi-l prezint în această seară, dragi prieteni, o să ne vedem tot mai des cu el. E vorba de dr. Radu Antohe, expert în dezvoltare rurală. Radu, îți mulțumesc că ești alături de noi. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație și, nu în ultimul rând, aș dori să spun bună seara și telespectatorilor noștri. Radu este un înveterat, să spunem așa, în ale dezvoltării rurale, el fiind unul dintre principalii, să spunem, animatori ai României rurale pe perioada cealaltă de finanțare europeană, lucrând în echipa RNDR-ului, a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, care asta a încercat să aducă la cunoștința fermierilor, la cunoștința celor care trăiesc în mediul rural, oportunitățile pe care ar putea să le fructifice fiecare dintre noi, cei din mediul rural și nu numai, și cei de la oraș mutându-și activitatea în mediul rural. De aceea, cred că are foarte multă experiență, foarte multă cădere să vorbească despre aceste lucruri. Radu, hai să plonjăm puțin în realitatea rurală românească și să vorbim despre, aș spune eu, o lipsă. Pentru că, dacă comparăm nivelul antreprenoriatului în țări europene, colegi, să spunem, în Uniunea Europeană, în țările mai occidentale, iar nivelul antreprenoriatului, apetența tineretului pentru a face business în mediul rural, în agricultură, este mult mai mare decât ceea ce se întâmplă în România. Sigur. Vorbim, până la urmă, de, nu știu, o chestie, e și medic. Medic veterinar. Sunt medic veterinar, exact. Doctor în medicină veterinară, însă, spune, nu știu, e o chestiune de gene, e o chestiune de defecțiune genetică, să spunem așa, există poate și o genă antreprenoriatului. Alții par să o dovedească. Da. Înainte de toate, încă o dată îți mulțumesc pentru invitație și cu mare onoare și plăcere astăzi, fiind la Cluj, am dorit să particip la această emisiune. Un oraș, de fapt, aparte, Clujul, pentru mine, pentru că reprezintă o parte și din perioada studenției. Eu, fiind absolvent de Iași, cu care mă mândresc, dar am făcut și anumite cursuri și anumite specializări aici la Cluj. Cum spuneai tu, antreprenoriatul, deja vorbim de un proces inovativ, îl consider, pentru că noi, dacă urmărim așa ce înseamnă acest concept, pornim de la o premiză foarte bine structurată. Antreprenoriatul la noi are o perioadă de, să spun, de istorie,
de existență destul de scurtă, dacă ne raportăm la multe alte state, chiar europene, și de ce nu ne raportăm chiar la, să spun, tabloul principal care ne reprezintă antreprenoriatul, și anume unde s-a și născut, în Statele Unite, adică inițiativa liberă. Avem o tradiție scurtă, cum spuneam, de 25 de ani, în care atât antreprenoriatul, atât interpreneriatul, care a căpătat o valență în cadrul corporațiilor, cât și, de ce nu putem vorbi și chiar de un antreprenoriat social, care în ultima perioadă a luat un avânt. Spuneam că se află totuși într-o perioadă de pionerat, ne aflăm totuși la început, avem pretenții foarte mari de la acest antreprenoriat și nu numai de la antreprenoriatul rural, dacă ne referim noi în mod concret astăzi, cât și tot ceea ce înseamnă economia românească, sigur. Pentru că dacă cântărim un pic capitalul românesc, mă rog, firmele cu capital românesc, sau punem pe celălalt taler capitalul străin investit în România, categoric. Balanța e puțin dezechilibrată, în sensul că suntem cam dominați până la urmă de energia, să spunem, altora care vin spre România. Și în chestiuni fundamentale, de la hidrocarburi, la energie, la lucruri care, cum să spun eu, totdeauna au fost la preț în piață. Este foarte adevărat, pentru că ne avem o tendință, și bine, să zic așa, ca inițiativă, să ne raportăm la un antreprenoriat chiar pornind de la vecinii noștri, ne aflăm în partea de est a Europei, adică tot ceea ce a marjat această istorie a noastră, cât și ceea ce a însemnat în Europa de Vest. Într-adevăr, sunt diferențe. Studiile ne demonstrează că la noi, de exemplu, unul din factorii cei mai importanți, factorul cultural, factorul educațional, sunt cei care depind efectiv și au determinat o evoluție în antreprenoriat. Că la urmă, antreprenoriatul înseamnă inițiativă. Înseamnă asumarea unor riscuri, înseamnă asumarea unor inițiative pentru comunitate. Pentru că, la urma urmei, este un proces care tinde să ducă la asumarea unor răspunderi, a unor riscuri, pentru a întreprinde, pentru a merge beneficia mai apoi de această inițiativă. Dacă și ți-e frică să tragi la poartă, exact, de la 11 putem metri, vorbi sigur și așa, exact. Va rămâne adică meci nul sau nu vei câștiga niciodată. Absolut, trebuie să absolut, îndrăznești. Absolut. Ce faci până să asumi acest risc? Te antrenezi. Adică te uiți cum fac alții, te pregătești și tu, ești în teren în fiecare dimineață și când tragi la poartă, tragi în cunoștință de cauză cumva. Categoric. Așa cum spuneam noi, ca istorie, deci ca o istorie relativ recentă, nu ne putem compara cu state vechi, cum sunt Statele Unite ale Americii, în Marea Britanie, de 250-300 de ani cu experiență în antreprenoriat. Inițiativa acolo locală, și nu numai inițiativa locală, a căpătat un sens foarte larg și de bun augur, pentru că au dus la ceea ce a însemnat progresul, sau de fapt care stă la baza progresului și a dezvoltării. Cred că ne caracterizează pe noi, dacă ne raportăm la așezarea ca localizarea țării noastre, să ne referim la felul nostru, să spun, neolatin sau filonul acesta balcanic, poate într-adevăr a contribuit într-o altă măsură decât ne-am fi dorit vis-a-vis de evoluția într-un antreprenoriat de succes. Suntem la început. Dacă am fi luat din Balcani lucruri precum, nu știu, turismul turcilor, sunt și foarte multe lucruri turcilor, adică categoric, lucruri care, categoric, cum să spun, sunt foarte multe lucruri pozitive și mondial, lucruri forte. Pe tur, ceea ce noi cu marea noastră, da, adică sunt foarte multe lucruri. Cred că întâlnirea asta, cocktailul ăsta de Balcan și latinitate, cred că ne-a făcut pe noi un pic strani. 0264 431 231 este numărul de telefon la care vă invit și pe dumneavoastră cei de acasă. Stăm de vorbă despre idei de afaceri. Antreprenoriat înseamnă om de acțiune până la urmă. Și asta trebuie să fie omul, că de-aia i-a dat Dumnezeu din A până în B sau până în ultima literă, ca să nu stea, să acționeze, să îndrăznească. Se spune, nu? Se spune că însă și împărăția cerurilor se ia cu asalt. Adică asalt înseamnă hai, și mai la este treabă, frate, și bate-te pentru ea. Pe lângă ceea ce spui, într-adevăr, cred că mai este un alt factor important. Când vorbeam chiar acum câteva zile la o întrunire vis-a-vis de nivelul nostru educațional, de percepția de a întreprinde ceva și de a iniția cu maximă responsabilitate un proces, un proces de asumare de răspunderi, că asta de aici vorbim. Într-adevăr, la noi, în nivelul educațional,
avut de suferit înainte, pentru că noi am pornit cu o bază. Porneam cu o bază din familie, ca educație, de la părinți, școala cu un mare și un pregnant accent în evoluție. Dar în același timp eram limitați în inovare, în gândire. Noi, atunci, tu știi, și era și standardul, noi muncim, noi nu gândim. Da. Se mergea pe o... Carte multă, nu exact, se cere să fii prost, să ai putere. Exact, se mergea pe un standard. Și dacă tu aveai inițiative antreprenoriale, nu numai, dacă aveai inițiative să dezvolți ceva, să ai orice fel de inițiativă care să ducă la un progres sau la un proces de dezvoltare, ieșai din paradigma acelor vremuri. Adică trebuia să gândești într-un fel în care școala te educa, era un proces foarte bine stabilit de evoluție. Pe când, dacă ne raportăm la state din Europa de Est, Europa Centrală și de Est, și aici aș aminti o evoluție, să dau ca exemplu Polonia sau Cehia, într-adevăr la economia de piață, mă refer mai bine spus la economia comunistă, economia centralizată, avea anumite veleități sau o valență deschisă către o economie de piață. Era o liberă inițiativă. Da, trebuie să învățăm, comunistă, aseară aveam o discuție cu un prieten evreu, și care mi-a explicat felul în care sunt educați copiii, și te întreb de ce evreii, în general, reușesc în foarte multe domenii. Pentru că există, cum să spun eu, metodă de a crește un copil în sigur, a înțelege fenomenul sigur, global, sigur că... în a se adapta la el și a acționa în consecință. Este un concept. Spunem bună seara primei telespectatoare. Sărut mâna, doamnă. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! De unde ne sunați, doamnă, și cum vă numiți? Din Poiana Blenchi vă sun, județul Sălaj. E, da! Vă ascultăm cu plăcere, suntem sălăjeni amândoi. Suntem am un partipri, așa. Tocmai de aceea am și îndrăznit să sun, am vrut de mult ca să vorbesc cu dumneavoastră, dar numai prin intermediul misiunii, prin telefonul acesta. Da. Multe problemele agriculturii adevărate, reprezentanți de... marcă, ca să spun, e țăran, care ar trebui să fie unul, nu știu dacă ați văzut unul sau doi de când faceți emisiunea aceasta. Iertați-mă, dar domnii cu cravate, cu cămăși apretate, cu buton de aur, cu deja v-a invitat acolo la agricultură, pentru că foarte puțin cunosc agricultura noastră de zi cu zi, domnule. Dar, mă, haideți să vă spun și eu ceva. Da. Dacă noi nu vom încerca să învățăm că agricultura nu trebuie să stea în loc, că alminte ieșim din contextul ăsta de piață, și dacă noi vom face agricultură cum... Eu, uitați-vă la mine, eu sunt copil de la țară, copil de țărani. M-am dus și am ținut plugul de coarne până anii 80, cum să spun eu, că până m-am săturat. M-am și săturat, recunosc. Dacă continuăm să facem același tip de agricultură și spunem, domnule, e greu în agricultură, de ce e greu în agricultură? De ce credeți că ne e nouă mai greu în agricultură țăranului român decât țăranului francez sau ungur chiar? Da. De ce? Vă întreb. Domnul Cristian. De ce-s mai performanți? Haideți să încercăm să facem un dialog. De ce credeți că francezului îi merge mai bine, face productivitate mai bună, ungurul la fel face pentru mai bună decât... Pentru că francezul și ungurul fac o agricultură adevărată cu sprijin din partea statului lor, așa, cu tractoare performante, nu ca și noi, avem trei tractoare care însumează vârsta 100 de ani a trei tractoare vechime, după vremea lui Nenicu, cu o combină cu secerea și ciocanul pe ea. Am un băiat de 33 de ani care niciodată nu o să mai fie tânărul fermier, o să fie bătrânul fermier, da. Așa, care nu a primit și nu a fost niciun ajutat niciodată și n-ar stat cu mâna întinsă. Una la mâna, doua, vă rog să mă credeți, suntem o familie, vă rog să ne vizitați când doriți dumneavoastră, când vreți cu mare plăcere. Să vedeți. Avem 14 hectare de pământ, avem 15 vaci, avem 10 vițeluțe prin conturul producției de lapte, că am reușit în sfârșit ca să facem proiectul acela cu 10 vaci sub 8 ani. Așa, că am crescut performanța, avem cu bolțată românească, ne-a obligat să le montăm cu bolțată românească ca să primim acei 250 de euro. Viței nu i-am mai putut vinde, că nu mai fost albastru belgian. Laptele l-am lăsat la vițele să sugă, ca să fie vițele performante. Vă rog să veniți să vedeți. Așa. Că nu vă spun aiurea, dar vă rog să veniți să ne vizitați. Când doriți dumneavoastră, așa, laptele 80 de bani și cât, nu nimica. Deci, cum, nu mi-a spus cum vă numiți, așa? Ne numim familia Mezei, suntem familia Mezei.
Doamna Mezei. Da. Cât lapte mulgeți de la vacilele? Păi dacă aș duce la lăptărie, aș duce în jur de 100 de litri la zi. 100 de litri pe zi. Dacă dau la vițel să sucă, vă rog, bun, să veniți în opinan când doriți, duc 40 de litri, 35, pentru că îi lasă sucă. Înțeleg, da, foarte bine, e politica asta. Bun, dar de ce vindeți dumneavoastră de la 15 vaci, de ce vindeți laptele, nu înțeleg. Ce să facem cu el, domnul Crista, ca să facem... Știți cu cât se vinde kilogramul, știți, doamna Meze, știți cu cât se vinde kilogramul de telemea? Cea mai elementară brânză pe care o poate face românul. Noi în sat. Păi lăsați la doamna Mezei, nu da, la noi în sat. Da. Nu, acolo e piața. Da. Piața e la oraș, acolo unde e lume multă, unde consumă cantități, nu spuneți de 10 litri, de 10 lei kilogramul. La noi în sat cu 10 păi lei. Păi bun, dar haideți să vă spun ceva. Kilogramul de brânză. Dumneavoastră la Poiana Blenchi sunteți la 20 de kilometri de Dej, sunteți la 60 de kilometri de Cluj, da? Am înțeles. Și așa. Domnul Crista, dați-mi voie să vă spun. Să meargă, eu nu am permis la mașină, numai băiatul. Da, haideți să, doamna Mezei, o lecuță numai, dați-vă un pic de răgaz, da? Telemeaua știm și cu toții că o faci și poți să o pui în saramură să o ții 100 de ani, da? Nu se strică. Da? Sau poți să faci brânză fermentată sau așa mai departe. Sau să faci cașcaval, nu mai e produs perisabil. Nu trebuie să te duci în fiecare zi cu 10 kg de telemea la Cluj. Da? Da. Ci te duci odată la două săptămâni cu o cantitate semnificativă. Poți să o vinzi, vă pot da exemplu de femeie întreprinzătoare incredibilă din Mănăstireni, de aici, de lângă. Am adus-o, că ziceți dumneavoastră, numai pe domnii vedeți la televizor, da? Eu am adus și țăran. Săptămâna trecută am avut doi oameni, Cămara Moților. Am văzut. Haideți să mai și învățăm unii de la alții, pentru că dacă aducem și, cum să spun eu, fiecare povestește numai ce face și zice, bă, nu mai am soluții, că dacă cei care ca dumneavoastră ar spune, domnule, hai să vă spun eu cum se face, că am o soluție, atunci, cum să spun eu, cu mare plăcere, toată ziua aș chema oameni care știu ce fac, depășesc situația aia în care se mai plâng că nu le merge treaba și atunci pot fi un exemplu și pentru ceilalți. Acum, dacă aducem pe rând oameni care se plâng toată seara la televizor și spun... Nu ne plângem, vreau să vă spun... Bun, dar eu vreau să vă spun așa, de la văcuțele alea dumneavoastră unde vindeți 100 de litri cu 80 de lei pe zi, din aia 100 de litri faceți numai 10 kg, dar ies mai multe, că e 7 litri la un litru, la un kilogram de... Deci faceți vreo... Cât vine? Vreo 13 kg de telemea, vindeți-o cu 15 lei numai. Și veți constata că deja aveți 30 de vaci, de fapt, în grajd și nu aveți 15, pentru că dublați prețul. Ce te costă, frate, să pui cheag în lapte? Adică nu-i mare filozofie ca să faci din lapte brânză. Și ce facem, domnul Criste, cu fiscul și cu gardienii care nu ne dă voie să vindem brânza? Și eu un pic să intervin. Doamna Mezei, vă iubesc din tot sufletul. Îmi place dinamica dumneavoastră. Păcat că nu sunteți aici, dar vă invit cu toată dragostea într-o seară. Haideți să povestim de familia românească, Mezei, care se căznește să facă treabă bună. Domnul Criste, uitați-vă la mine să vă spun ceva. În fiecare zi lăsați-mă o secundă să vă spun numai. Dar scurt. Lăsați-mă o secundă să vă spun și eu acum. Bun. Noi ne-am calculat în felul următor. În fiecare zi măcinăm în jur de 80 de kilograme de porumb, ori o văz la oaltă. Cu mara noastră, cu ramara de-a noastră, cu piatră. Da. Bun. Le punem câte o găleată de bucate. Luțărnă și trifoi, am avut 4.000 de baloți. Fiți atent aici. Deci o luțărnă, bucatele, ce le dau și inclusiv apa ca dau de la rețea, plătesc câte 2 milioane, 250 de roni, 2 milioane jumate vechi, așa că mă tot încurc. Deci eu nu scot, vă rog să mă credeți, dacă aș vinde cu 50 de bani, acum mâine vine cineva să iei vreo 3 tone de porumb de la noi cu 50 de bani, mi-am calculat așa păștulete și luțărna și trifoiul cam am... Ești mai bine, ești pe plus. ...hectare de luțărnă și de trifoi, utilajele și tot ce am făcut, dacă eu mi-aș calcula acum, vă spun, nu eu, că noi nu le vindem, că nici dragi, băiatul le ține. Avem toate sculele posibile. Doamna Mezei. Cu recoltat porumb și tot ce trebuie, dar eu vă spun așa, vă rog, anunțați și spuneți-le la domnii, la Ministerul Agriculturii, respect și încearcă să facă ce pot. O să rămână țara fără văcuțe. Doamna Mezei, da.
Problema e în felul următor. Uitați, eu dacă aș coborâ la dumneavoastră în fermă, să nu credeți că mă dau valoros acum. Dacă m-aș muta un an de zile la dumneata în fermă, credeți-mă că nu v-ați mai gândit să vă vindeți mălaiul, să vă vindeți lucerna, ci ați face bani din alea 15 vaci. Dacă îl trimit pe Avram Fițiu, cu atât mai mult. Credeți-mă, trebuie să înțelegeți că dacă nu închideți lanțul ăsta, de nu integrați tot ce se întâmplă în ferma dumneavoastră, nu o să rezistați în piață, n-aveți cum. N-aveți cum. Noi vindem copaci, noi vindem lapte, noi vindem materii prime. Mă înțelegeți? Noi nu vindem mobilă, noi nu vindem noi vindem porcul pe picior. Noi vindem oaia pe picior, facem totul, cum să spunem. Ori în felul ăsta nu avem șanse să fim competitivi. Sigur. Sub nicio formă. Nu, și exemplul doamnei, într-adevăr, este, din păcate, o realitate pe care nu ne-o dorim, dar ne caracterizează, da, și nu numai în această regiune, și la nivelul țării este o mare problemă. Ideea este de a schimba paradigma, că omul, cum să spune, are o dragoste de a munci, că asta spune. De cele mai... Bă, iubim... Sigur. Iubim Iosacul, ne place acolo, și de a se implica. Da? Bă, dar modul ăla de viață trebuie eficientizat, mă. Bă, dacă tot muncești, că zice, în sudoarea feței tale, să-ți câștigi pâinea ta. Nu e o pedeapsă, fraților, munca asta de la Dumnezeu. Să n-aveți sentimentul că, cum să spun eu, muncind de dimineață sigur, până seara, bă, mă simt, cum așa să spun, mi-am făcut datoria. Nu, Dumnezeu ți-a dat minte, ți-a spus, uite, mintea ta folosește-o în fiecare clipă, dezvoltă-te și ușurează-ți munca. Că tot creierul au gândit oamenii în laboratoare, un tractor, categoric. O sculă nouă, așa mai departe, ca să simplifici o leacă. Nu, pentru că dacă se merge pe un sistem ăsta cooperativ a munca în zadar, într-adevăr, ne observând niște foloase, niște rezultate de pe urma muncii, într-adevăr, decepția este mare. Dar aici doamna are dreptate vis-a-vis de implicarea de care dă dovadă și sunt convins că și familia dumneai. Da, și vezi că cred eu, o doamnă cu pregătire superioară, pentru că da, se vedea din dar în același timp, utilizat, adică mi-a plăcut că familia și asumă munca și într-adevăr pot prin copii, prin cei care sunt în familie să se implice cu toții dacă sunt decisi, pasionați să-și dezvolte în continuare activitatea, asta pot să o facă. E strigătură. Dar spunea dânsa, domnule, 60 de bani kilogramul de porumb, măcinăm 80 de kg. Dânsa spune, mulgem 100 de litri. Bă, ce înseamnă că, uite, 60 de bani acolo, litru de lapte 80 aici, de bani, aici venim, 20 aici de bani. Aici venim pe un deficit. Și aici, dacă îmi permiți, aș face o remarcă foarte interesantă. Pentru că noi venim pe un deficit de consultanță în mediul rural. Într-adevăr, oamenii astăzi, și din păcate sunt din ce în ce mai înaintați ca vârstă, nu beneficiază de un suport, de o consultanță reală, de o consultanță concretă, da, la ceea ce pot ei să facă, să dezvolte. Inginerul, habar n-am cineva pe aici... lângă primării, zgalurile astea. De ce Dumnezeu, uite, nu s-a putut face o măsură prin gal, de asistență tehnică, să spunem, în care să spună, băi, fraților, nu că animăm Dino, noi galul, animăm Dino, teritoriul în două Dino, săptămâni, știi cum este? Știi cum este? Lucrurile se mișcă. Așa. Dacă noi raportam această discuție la nivelul anilor 2007-2006, într-adevăr puteam spune ce ceva. Dar să ne uităm acum în spate în câți ani, câte lucruri s-au schimbat sau câte lucruri s-au făcut. Eu sunt de acord, adică lucrurile se mișcă. Îndoială, dar politicile se adaptează foarte repede. Ritmul e destul de lent. Consider, într-adevăr, avem nevoie în continuare de specialiști, de oameni care să vină cu o realitate, așa cum spunea doamna, pentru că vin din mediul rural, medic veterinar. Ai început să vorbești despre antreprenoriat. Din Sigur. Punctul meu de vedere, antreprenoriatul ăsta, dacă, cum să spun, nu l-ai nativ, că unii l-au nativ, domnule, au simțul pieței. Da, este o componentă cu care te naști. Bun, dar se și învață pentru Dumnezeu, așa cum putem învăța să fim fericiți. Categoric, categoric. Asta înseamnă un aia proces înseamnă că, în continuare. Știu, cineva acolo, te duci în comuna X, în Poiana Blenchi, la Gâlgău, sau de ce, de Poiana Blenchi, ține, da. Bă, te duci acolo și spui, bă, care sunt fermieri în satele astea? 1, 2, 3, 10, 15. Dom'le, mă duc și le dau asistență și îi cursez, îi învăț să-și facă managementul fermei, îi învăț să facă 5 tipuri de brânzeturi care se pot matura. Dar nu 5, 2 să facă. Bă, nu contează, adică, să le ajut să-i înveți, să le arezi piețele și așa mai. De unde să vezi, frate, sigur, că te duci toată ziua să lucri pământul, când stai în graș să faci treaba la animale acolo, unde să mai vezi piețele? Așa este. Eu înțeleg perfect. E foarte adevărat. Din cercetările și studiile pe care le-am făcut în rețea, pentru că unul din dezideratele acestui proiect a fost să ieșim în teritoriu. Mai ales cei care, într-adevăr, nu au oarecare experiență cu efectiv munca în teren.
Ce se întâmplă în ograda, în curtea omului, cum spunem noi dincolo de Carpați în Moldova, în ograda omului, de asta îmi place să folosesc termenul. Adică efectiv să-l vezi concret cu ce se confruntă, cu problemele de zi cu zi, din toate punctele de vedere, de a-și asigura traiul lui, pe de o parte, și de a reuși să-l pregătești să se adreseze unei piețe. Pentru că noi vrem să trecem acum spre o economie în care să și valorificăm. Exact. Că, într-adevăr, subvenția este foarte greșit înțeleasă. Eu am observat normal, acest lucru, Dinu. Uite, după pauză, iartă-mă, trebuie să luăm pauză de publicitate. După pauză, o să încercăm să facem o analiză, da? Doamna, pe cazul doamnei Mezei. Sigur. 60 de bani pe kilogramul de porumb, plus munca, plus alte cele, mă rog, lucerna și alea, că nu dărâma porumb în ziua aia, sigur, e clar. Deci undeva ajunge cu costul la 80 de bani pe litru de lapte, că mulge 80, 100 de litri pe zi, da? Rămân 20 de lei, ar rămâne profit. Își vinde laptele, da? Din același lapte pe care tu l-ai vândut cu 80 de bani, ăla face dublu, pentru că face telemea, să spunem, cel mai elementar produs. Categoric. Și îl vinde la 15 lei, 16 lei să-l vândă numai. Ia că doamna a rânit la vaci, a umblat să facă lucernă și nutreți. Nu numai atât, activitățile din tipul sezonului. Sigur, mai. Deci sigur, e o nebunie. Adică e un fel de sclavagism pe care niște, nu niște șmecheri, piața așa funcționează. Este, așa și, este. Și cum așa să spun, le fură munca. Așa este. Pentru că ei nu înțeleg că trebuie să-și facă ei înșiși manopera până la capăt. Pauză, Radu, iată și ne întoarcem. Revenim, sigur. Da? Vă așteptăm și pe dumneavoastră cei de acasă la numărul de telefon pe care din vreme în vreme îl vedeți pe ecran. O să vă rog intervenții scurte ca să putem să apucăm totuși să vă prezentăm câteva din oportunitățile pe care Radu Antohe le-a propus în această seară. Ne-am întors, Proiect de Țară, dragi prieteni, continuăm discuția despre antreprenoriat, despre posibilitatea să faceți o afacere în mediul rural, nu afacere neapărat legată de agricultură, se pot face tot felul de lucruri în mediul rural, așa cum faci, nu știu, cabluri, cuie și alte anașamente. Absolut, componenta agricolă și componenta neagricolă, în, sigur. În oraș poți să faci, frate, afacerea ta și la țară, cam pe orice domeniu, piața e acolo, există. Piața e România, o piață necucerită de români, o piață cucerită de produse obținute de fermieri. Mai educați, că până la urmă despre asta e vorba, mai bine pregătiți în afara României. Păi știi cum e această triadă, informare, comunicare și, nu în ultimul rând, inițiativa. Adică pe aceste lucruri trebuie să marjăm. Dacă îmi permiți, Dinu, eu aș dori un pic să intervin pe apelul doamnei, pe acest pe apel telefonic. Da, Mezi, da. Nu e o provocare, este o realitate. Provocare în sensul de chiar, a discuta chiar despre. Situația doamnei, da? O putem caracteriza ca un fundament generic la nivelul țării. Adică chiar se întâmplă în toate regiunile României. Nu numai... A vorbit, a fost doamna, sigur. Mezei a fost purtătoare de cuvânt a multor români, din păcate, da. Într-adevăr. Dar astăzi, concret, în cazul doamnei, putem găsi această inițiativă în câțiva pași. Deci nu putem să ne raportăm la, un lucru extraordinar de greu. Dar, într-adevăr, trebuie să ne informăm. Și prin familie, prin băiatul doamnei, sunt convins că accesul la internet acum, astăzi, este pentru marea majoritate a celor care întreprinde și au inițiative de dezvoltare. Și aici și mediul rural, cât și mediul urban. Și un prim pas, documentarea. Cert este că și în comune, în sat sau în comună, reședință de comună, poate să meargă la compartimentul agricol, în care poate găsi niște informații. Care sunt pașii să dezvolt un mic proiect? Ce perspective sunt? Într-adevăr, la urma urmei și subvențiile, că vorbim de subvenții europene, că asta vreau să intervin, pentru că subvenția ce reprezintă? Reprezintă o susținere pierdere de venit. Adică nu este un ajutor social, adică am mai auzit astfel de comentarii. Dar și nu poți, adică haide să ne iasă din cap. Sunt deci lucruri noi concrete. Noi nu mai facem afaceri dacă nu vine subvenția. Dacă adică nu vine, pentru exact. Subvenție ținem vacile, pentru subvenție Dar, ținem găinile. Dar în același găinile. Timp, doamna în cauză, adresându-se compartimentului agricol de la dumneaei din comună, într-adevăr, să se informeze pe ce drepturi și îndatoriri are. Că la urma urmei asta este. Într-adevăr, astăzi trăim pe o piață în care trebuie să beneficieze de un ajutor. Și liberul consimțământ de a se adresa unui consultant, unuia care într-adevăr poate să identifice nevoile și aici îi zic concret. Dacă eu creez un lanț scurt, îi dau plus valoare, într-adevăr este o muncă suplimentară. Dar fac calcule în care sens, eu rentabilizez adică... sau nu o activitate. Pentru că astfel, într-adevăr,
poate să ducă la opeire. Și așa. Uite... Șeptelul de animale este în scădere. Este o mare problemă la nivelul țării. Dacă doamna Mezei, dacă cetățenii, lucrul ăsta l-am mai povestit de 1 miliard. Și aici autoritățile locale au un rol foarte important. Dom'le, dacă doamna Mezei și toți cei care sunt în situația dânsei, în loc să țină 15 vaci, poate să țină 8 vaci. Mulge jumătate din laptele de care pomenea, dar procesează. Procesând, ce faci? Și în același timp, Dinu... Dublu preț pe litru de lapte. Și în același timp, Dinu, într-adevăr, opinia publică trebuie să înțeleagă că atunci când ai și drepturi și îndatoriri, este normal ca să te fiscalizezi. Și asta trebuie toată lumea să facă. Mai devreme sau mai târziu va trebui. Pentru că ne-am învățat într-un sistem în care să avem drepturi. Ni se cuvine sau și atunci când trebuie să ne aliniem unei piețe. Că asta înseamnă o economie de piață normală și o economie de piață care funcționează. Bun. Cum spuneam. Mai luăm un telespectator. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! De unde ne sunați, cum vă numiți? Vă sunt din Botoșani, Cristian Nistor este numele meu. Vă ascultăm, domnule Nistor. Haideți să vorbim despre antreprenoriat în mediul rural. Ce oportunități sunt? În ce măsură credeți că satul românesc se poate înnoi sau poate rezista tăvălugului globalizării? Din fericire am lucrat o perioadă într-un GAL pe programarea 2007-2013. Cu ajutorul colegilor mei de la GAL și cu ajutorul autorităților locale de acolo, noi am avut o absorpție de 98% pe Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Inclusiv pe măsuri de antreprenoriat în mediul rural. Adică am avut atât proiecte agricole cât și pe non-agricole. Dacă Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 a fost un program bun și aici aș vrea de asta am intervenit să-i mulțumesc domnului dr. Radu Altohe care a fost alături de noi prin Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală la toate acțiunile pe care le-am avut, în așa fel să reușim să ajungem la procentul ăsta de 98%. Revin, dacă spuneam că Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 a fost unul bun, Programul Național 2014-2020 pentru antreprenoriat în mediul rural se anunță unul foarte bun. Într-adevăr, cu respectarea condițiilor de care vorbeați dumneavoastră mai înainte, toate proiectele se depun acum doar pe persoană juridică, deci a dispărut conceptul... Da, până la urmă trebuie să intrăm într-o legalitate. Adică, bun, sigur, ca să produci o brânză cu etichetă, trebuie să faci un demers sanitar-veterinar. Te autorizezi, nu, domnule doctor? Deci te autorizezi, intri în legalitate, pentru că, până la urmă, trebuie să ții și la siguranța consumatorului. Adică nu eu fac, ai încredere în mine. Pot să am încredere în tine dacă am fost la dumneata în fermă, dacă văd și acolo, dar, bun, consumatorii nu toți ajung în fermă. Da. Corect, dar nu vorbim doar de intrat în legalitate, ci vorbim aici despre o viziune comună pe care trebuie să o avem cu toții, atât și mass media și autoritățile locale, toată lumea în a sprijini ideea asta de antreprenoriat local în mediul rural, în ideea doar nu neapărat că plătești taxe la stat, ci plătești taxele pentru mai binele tău și al concetățenilor tăi. Deci te poți face lucruri extraordinare în mediul rural. Deci lucruri... Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 este un program mai simplificat decât 2007-2013. Proiectele se depun continuu, sesiune cu depunere continuă, e pe principiu primul venit, primul servit. Lucrurile s-au mai simplificat și cum probabil știe toată lumea, domnul ministru spunea, se va întârzia un pic lansarea sesiunilor anul ăsta, tocmai în principiu de a se simplifica ghidurile și a veni în sprijinul antreprenorilor, a tuturor din mediul rural, în așa fel încât depunerea de proiecte să fie mai simplă și accesul la bani. Și mai devreme, pentru că, sigur, cumva împietai asupra implementării când împărțeai banii musai pe ani. Adică, lasă, frate, dacă omul vrea să facă, să facă. Nu putem aștepta... Bună seara, domnul Nistor. Aș dori și eu să intervin un pic pe ceea ce dumneavoastră ați punctat. Este foarte important că, mai ales...
anul acesta a debutat cu această sesiune sau serie de consultări pe care experții din cadrul Agenției de Finanțare în Investiții Rurale, AFIRU, fostul APDRP, le-au inițiat la nivelul teritoriului României pentru a veni în întâmpinarea unor sugestii, consultări din partea antreprenoriatului rural și nu numai, a celor care trăiesc în mediul rural, a posibilor beneficiari pe noua procedură, pe nou exercițiu bugetar, și din acest motiv se vor prelungi. Totul numai pentru a simplifica. Că la urma urmei aici toată lumea s-a plâns. Hai să mai reușim, hai să simplificăm. Să se întâmple lucrul ăsta, să dea Dumnezeu. Și inițiativa lăudabilă a Ministerului a fost ok, hai să coborâm, într-adevăr, să ieșim în teritoriu ca să vedem care sunt. De altfel și noi în rețea, asta am încercat tot timpul. Da, tot timpul să aducem realitatea. Voi în rețea, de pildă, ați fost niște... Nu, și astăzi, Dinu, să știi că și astăzi sunt experți buni în minister, chiar oameni care au competențe foarte mari. Eu nu vorbesc despre asta, că n-ar fi oameni, însă informația pe care voi, cercetarea pe care ați făcut-o în teritoriu, concluziile trase acolo, trebuiau, din punctul meu de vedere, jurnalistic vorbind, să fie utilizate. Să fie fructificate deja și nu stai ceea ce se întâmplă în 2014, 2015, 2016. Dinu, ceea ce se întâmplă acum pe aceste decizii luate de către experții din minister sunt continuarea unor solicitări din teritoriu. E un lucru lăudabil. Doamne ajută! Bun, luăm o pauză? Da, luăm o pauză de publicitate, ne întoarcem imediat, continuăm discuția despre afaceri în mediul rural, oportunități de finanțare, bani europeni. Haideți să vorbim despre asta, dragi prieteni, și despre îndrăzneala trebuie să vorbim, cred că, în fiecare seară, până nu ne mai săturăm, pentru că ceea ce ne lipsește, în general, este îndrăzneala. Dar îndrăzneala întotdeauna se naște din încredere. Încredere în sine, încredere în cei din jurul tău, un domeniu la care, din păcate, suntem deficitari. Stăm prost. Ne întoarcem imediat. Ne-am întors, oameni buni, continuăm Proiect de Țară, 0264431231, telefonul la care vă așteptăm în continuare. Facem împreună, dragi prieteni, această emisiune în fiecare seară, așa cum am spus, atâta că eu vin să fiu aici de față, să nu stea invitații singuri, însă îmi face o reală plăcere ca dumneavoastră cei de acasă să moderați împreună cu mine în fiecare seară emisiunea, să puneți întrebările care credeți de cuvință că trebuie spuse pentru a primi și răspunsuri punctuale. Apropo de cele spuse de domnul Nistor, care, cum să spun, era încântat cumva de ceea ce face măsura lider în o măsură din PNDR, o măsură care a fost, iată, pe alocuri implementată. E o măsură foarte importantă. Cu mult succes, cu mult drag. Și eu m-am înscris într-o... trăind la țară. Și eu, din zona, țară, adică din zona Bacăului, de unde sunt, avem un grup de acțiune locală foarte important. Da. Foarte important și trebuie să ne implicăm. Bun. Din punctul tău de vedere, Radu, ce crezi că aduce liderul? Adică prin ce crezi că se remarcă în mod deosebit? Care e avantajul pe care îl aduce spre deosebit? Premiza acum pentru noul exercițiu acesta 2014-2020 este foarte vastă. Adică sunt multe direcții de implicare sau de, să spun așa, de importanță maximă pentru axa lider. Dar, înainte de toate, cred că agricultura nu mai poate fi făcută fără asociere și fără un lanț integrat și aici fără a pierde foarte mult din valoare. Pentru că noi... Apropo de asociere, Radu, noi cred că era interesant dacă ne spunea doamna Mezei, domnule, câți ca și dumneavoastră sunt în sat? Noi ne cramponăm pe acest statut de a ne disocia de... Dar unde... Bine, e vechiul moto. Unde îți doi puterea crește. Exact. Acum am cântat la duminică, Hora Unirii. La biserică, dar e foarte profund și de foarte mare impact acest lucru. Dar totul fiind transparent, pe încredere și într-un mod foarte corect, bazat pe un respect. Este foarte important acest aspect. Dar fermierii, cred că noul exercițiu bugetar, acesta de care vorbim și într-adevăr mă alătur și eu celor spuse de domnul Nistor, e un PNDR foarte bun. Chiar acum, într-adevăr, dacă primul exercițiu bugetar în 2007-2013, nu știam, eram la prima variantă, noi intrasem în Uniunea Europeană, de acum credeam că totul este cum a fost. Bineînțeles și criza categoric. Programul poate a pus cel mai mare succes. Dar astăzi... Care rată de absorție? Păi 92%, adică sigur, față de postdruri, față de
de alte programe care au fost niște râsul lumii. Dar este cu cel mai mare grad de absorție și cu cel mai mare impact. Dar astăzi, într-adevăr, vorbim de un PNDR chiar foarte bun. Și nu în ultimul rând, vis-a-vis de cele spuse, puterea de negociere acestor fermieri sau acestor țărani, mie îmi place să le spun țărani, așa cum zice domnul profesor Avram Fițiu, este foarte mică astăzi. Este foarte mică și, din păcate, dacă nu sunt asociați, nu reușesc să-și valorifice pe o piață în care lanțurile de hipermarket, care pe altfel de bună dreptate ele sunt organizate, sunt asociate într-un statut foarte bine definit și au nevoie de livrări, de materii finite, materii gata, procesate, care să se poată adresa direct consumatorului. Să îi se adreseze direct consumatorului. Dar, la urma urmei, aceste lanțuri de hipermarketuri, pe de altă parte, foarte mult câștigă din acest punct de vedere, traderii vor avea un mare beneficiu și mai puțin, din păcate, producătorii, dacă nu se vor asocia, mai puțin, din păcate. Și este și cazul doamnei, cum am vorbit mai devreme. Da. Bună seara! Alo? Alo? Bună seara, de unde ne sunați, cum vă numiți? Bună seara, mă numesc Cătălin Giurgilă, sunt din regiunea de nord-est a Moldovei, un tânăr fermier. Ce fermier sunteți? Cu ce vă ocupați? Cu apicultura. Cu apicultura. Sunt beneficiar a două proiecte, măsura 112 și 141, instalarea tinerilor fermieri și semisubsistență. Bun, haideți, dați-ne un pic din ceea ce ați făcut dumneavoastră, încât lumea să înțeleagă că da, la fel ca domnia voastră, poate să îndrăznească și alții. E loc... Da. Tocmai spunea Radu, domnule, supermarketul vrea marfă finită și așa este, vrea cantități. Cum poți să obții cantitățile astea? Punând la oaltă ceea ce facem. Dați-ne un pic din existența noastră de antreprenor, încât să mă lipsim și pe alții. Existența mea ca antreprenor nu este așa de bogată, pentru că sunt un tânăr fermier la început de drum. Câți ani aveți? În domeniul apicultură, 35 de ani. 35 de ani, Doamne ajută. Așa, în domeniul apiculturii. Ce aș dori eu să vă spun dumneavoastră, nu aș putea să zic că acești bani care au venit de la comunitatea europeană și la statul român nu au fost buni. Au fost buni, au fost obținuți așa cum au fost obținuți. În momentul când eu umblam cu acele documente pentru a obține aceste fonduri și pentru a accesa la aceste fonduri, cei din primărie chiar râdeau de noi și spuneau, băi, nu vă dă nimeni vouă bani de pomană. Iată, da, sunt sceptici de serviciu în această lume. Ăștia, cum să... Asta e meseria, să fie sceptici. Iată că încetul cu încetul am reușit să atragem acești bani. Nu o sumă prea mare, o sumă modestă, dar cu care s-a putut face ceva frumos. Bun, dar până la urmă dumneavoastră trebuie să le spuneți oamenilor că nu faceți agricultură, bănuiesc, sau afacere în domeniu, doar pentru faptul că cineva ne dă o subvenție. Adică ce se întâmplă dacă cineva nu ne mai dă subvenție? Dumnezeu n-a creat subvenția. Deci, oamenii au creat-o. Dumnezeu a creat pământul. Domnul Giurgilă, asta... bună seara! Bună seara! Vroiam să vă adresez ca o întrebare. Ați optat pentru aceste proiecte? Proiecte pe care le consider destul de dificile. Nu chiar sunt atât de simple și, într-adevăr, vă felicit. Dar această opțiune ați luat-o în urma unui, să spun, proces pe care dumneavoastră le-ați decis. Ați vrut să vă depășiți, să spun așa, condiția? Pentru că din mediul rural, într-adevăr, astăzi beneficiile în urma unei munci sunt așa și cum spunea doamna de mai devreme. Da, nu. Deci această idee mi-a venit la insistența unui prieten de al meu. Dumnealui a venit și mi-a propus ideea. Eu am stat omrumegat-o și după care am plecat la drum. Dar nu vreau să spun numai neapărat asta. Pentru că dacă suntem la o emisiune de agricultură, eu ar vrea să spun și altceva. Vă rugăm. Apicultura în momentul de față se îndreaptă pe un drum, nu aș putea să zic greșit, dar foarte rău. Din ce cauză? Nimeni la televizor nu vine să spună cu ce se confruntă apicultorii în ziua de astăzi. Foarte bine, am absorbit acești bani, am făcut ce am făcut cu ei, nu i-am luat degeaba, i-am luat pe bune dreptate. Corect. Apicultura în ziua de astăzi, din punctul meu de vedere, se îndreaptă spre un pas greșit. Din ce cauză? Ne confruntăm cu multe probleme. Unul dintre ele ar fi pesticidele. Acele substanțe neonicotinoide cu virgulă care sunt tratate, semințele care se... Da, este o problemă, într-adevăr. Așa. Statul român a cerut o derogare la Uniunea Europeană prin care să îi mai dea 2-3 ani ca să folosească aceste substanțe. Nu știu de ce, nu știu cine a aprobat, dar eu vă spun din experiența mea de apicultor de peste 20 de ani că
coloniile și familiile albine se îndreaptă spre un declin de la an la an. Deci un genocid așa, calculat. Sunt 6 ani de zile în care, dragii mei, vă spun cu mâna pe inimă, pentru că eu iubesc această vietate și mi este foarte dragă, sunt 6 ani de zile în care nimeni nu mi-a anunțat, mai cu seamă DSB-ul, o apărut acum această problemă cu Nosema cerana. Sigur, e o boală foarte pentru apicultori. Este o problemă așa. Cu toți am avut până acum apicultori, am avut nosemoze în supine. Dar era o nosemoză care se manifesta în perioadele propice ale anului, adică primăvara, când albinii făceau diaree și așa mai departe, le tratam și scăpam. Dar acum această boală, acest parazit nosema care intră în traheea albinei și în... Bun, domnul Giurgilă, invitația mea o aveți deschisă. Da. Dacă îmi spuneți că săptămâna viitoare veniți împreună cu vreun alt membru, un alt apicultor în platou, aici sunteți invitații mei. Domnul Giurgilă, eu aș dori să vă întreb un aspect. Sunteți membru în vreo asociație? Sunt membru în Asociația Crescătorilor Albini din România. Și simțiți un ajutor? Adică toate aceste dezbateri deci sau nu. Faptul că sunteți membru? Nu. Deci nu simt niciun ajutor. Nimeni nu ne întreabă nimica. Eu așa spun, după inima mea și după sufletul meu, după... Eu sunt țăran, eu așa spun. Sunt om al pământului și... Foarte frumos, e un lucru lăudabil. Într-adevăr, apicultura... Acum, într-adevăr, sunt cazuri care necesită o mare atenție, nu numai apicultura. Da, să-mi termin ideea, vă rog din suflet. Vă rog. Scurt, deci, această Nosema cerana asta, DSV-ul și această instituție, DSV-ul, care se ocupă cu analizele și toate chestiile de genul acesta, nu este dotat. Nu are aparatură, să-mi spun și nouă, băi, fraților, 6 ani de zile în care măcelul ăsta a pătruns în România. Nu numai fără România, să fi știut de el. Și prin noi nu ne spune nimeni nimic. Trebuie să mă interesez eu ca simplu. Dar cine trebuie să vă spun asta? Păi da, domnul, acestea sunt lucruri strategice, apicultura. Da, am înțeles, dar zic, cine trebuia să vă atragă atenția asupra asta? Direcția sanitar veterinar, prin laboratoare. Am înțeles. Laboratoare, bun. Prin expertiza pe care o au. Încă o dată, lăsați numărul dumneavoastră de telefon. Vă repet, reiterez invitația. Dacă doriți săptămâna viitoare, cu toată dragostea din lume, invitatul meu, sunteți în platou, discutăm pe problema asta și tragem la răspundere, dacă e cazul, și ceea ce spuneți. Am notat sanitară, și am veterinară. Să vă caut după emisiune, domnul Giurgilă, și vom aprofunda subiectul pentru a găsi un mijloc de a soluționa problema dumneavoastră. Mulțumesc mult! Bun, mergem mai departe. Luăm pauză? Nu luăm pauză. Sau luăm pauză acum? Ultima pauză de publicitate, dragi prieteni, în această seară. Revenim apoi pentru finalul întâlnirii din această seară, alături de Radu Antohe, expert în dezvoltare rurală. Ne-am întors, dragi prieteni, continuăm Proiect de Țară. Invitatul nostru, dr. Radu Antohe, expert în dezvoltare rurală. Vorbim despre câteva... Haideți, Radu, haideți să plasticizăm puțin discuția noastră, să dăm 2-3 exemple de afaceri, să spunem, pe care tineri sau nu doar tineri ar putea să le dezvolte în mediul. Mă leg de ultima intervenție a domnului Giurgilă din zona de nord-est, la Iași. Acum de mai bine de, să spun, 5-6 luni, undeva de prin toamnă, am dezvoltat împreună cu Asociația de Crescătorilor de Păsări de Carne și Ouă Iași un proiect concret de multiplicat și de valorificat pentru posibili beneficiari, în sensul de a-i îndruma cum să aplice pe o măsură de instalare tineri fermieri pentru a face un proiect de 5.000 de găini ouătoare sau 3.000 de pui de carne sau chiar și 1.000 de găini ouătoare într-o volieră. 3.600 de găini ouătoare, niște... dragi prieteni, la sol, în sistem ecologic. Exact, zicom free range, care pot, bineînțeles, și se poate și în sistem ecologic, dar asta e un pic, necesită niște măsuri mult mai stricte. Da. Dar e o inițiativă pe care am preluat-o corect și se bucură astăzi la Neamț, în județul Neamț, avem un beneficiar de măsură care a dezvoltat un asemenea concept de găini ouătoare la sol, care ele sunt în padoc, adică ele merg și pasc ca oile. Da, adică efectiv pe un areal cu iarbă produc ouăle sunt valorificate, a creat un brand personal
Și prin acest mijloc a reușit să-și valorifice producția, adică să-și... Are o fermă de cât? 5.000 de găini ouătoare. 5.000 de găini ouătoare, undeva 4.500 de ouă pe zi, deci, și care le valorifică în zona Neamțului, Bacăului, în cofetării direct, adică are o distribuție în cadrul familiei, se ocupă mai mulți membri și e o afacere din care trăiesc. Adică o familie în care trăiesc și fac profit. Acum, dacă tu spui adică 4.000 niște... de ouă pe zi, înseamnă, nu știu, aproape... Nu este o dimensiune în care să nu poți. Ca idee, spun că să... poate să fie 4.000 de euro, 4.000 de lei pe zi, să spunem. E un caz fericit, dar poți să pornești de la 1.000 de găini. Sigur că da. De la 500... Prima mea afacere, Radu, prima mea afacere după, cred că prin 98-99, a fost... mi-a luat 500 de găini ouătoare. Ce frumos! M-am însurat și am zis, bă, ce fac și eu cu... Exact. Și ne-am luat, mă rog, susținut de socrul meu, el mai expert în domeniu, așa. Orice început e. Și am început cu 500 de găini ouătoare, după aia mi-am luat un incubator de făcut pui, un incubator sigur, antic, RDG, 1900 cum toamnă era făcut. Cum erau vremurile respective? Da, am produs cu el, adică era din 70 incubatorul ăla, eu l-am luat prin 2000, da? Am produs cu el pui, mă înțelegi? 7500 de ouă, chiar am povestit, cred că într-o seară, cum am făcut o omletă din 7500 de ouă. Le-am spart toate dintr-o neglijență, într-una din turi. Da, uite, are farme cu ei și uite așa încep să înțelegi că bă, poți să faci treabă. Inițiativa are și o doză de îndrăzneală, categoric. Îndrăzneală, dar, nu știam nimic, eu sunt teolog de meserie, adică nu avem nicio legătură cu... Dar necesita într-adevăr și necesită oricând o astfel de inițiativă și o minimă cunoaștere sau o minimă documentare a ceea ce vrei să faci. Când am citit despre incubatorul ăla, mă așteptam să găsesc o cloșcă enormă, știi? Eu văzusem incubatorul, pentru mine era cloșca pe ouă pusă de mama, de bunica. Da. Bun, mai avem un telespectator care dorește să intre în legătură cu noi. Bună seara! Bună seara, de la Onești. De la Onești, bună seara. Cum vă numiți? Nicolae Doiles, președintele Asociației Crescători de Capre, filiala Capre Românești. Ia să auzim cum stăm cu caprele în țara asta, că... Păi, știm cu toții că trăim secolul celor 5 amare. 5 amare? Amare. Ia să auzim. Ia. Atom. Cum? Cum a spus? Stați un pic, că noi luăm notițe. Da. Am fost mai încet așa la școală. Deci atom. Adoc. Automatizare. Așa? Atom a spus domnul. Atom. Atom. Da, secolul celor 5 amare. Atomul, așa. Da. Atom e prima, automatizare. Da. Automatizare. Amerizare. Agricultură intensivă. Agricultură, asta nu-mi place. Și adaptarea la noile condiții de viață. Adaptarea? La noile condiții de viață. Am înțeles. Deci pornește de la stadiul de genetică. Genetică, moleculă, implant și dezvoltare de până la culegerea roadelor. Am înțeles. Bun. Asta e bine? Șiruirea asta e de bun augur? Păi, bineînțeles că e bun, că noi abecedarul este noastră de azi. Aha. Bun, acum am avut noi abecedare și manuale de istorie nu tocmai fericite, așa că nu trebuie să ne luăm după toate manualele, nu? Nu trebuie să... Cum, vreau să vă întreb, sunteți președintele Asociației de Capre, am înțeles. Da, care vreau să informez pe această cale că în luna septembrie... Da, spuneți, vă ascultăm. Dați televizorul încet, că altfel ne auziți cu întârziere. Deci, în acest an, între 25 și 30 septembrie 2016, deci așa. Va avea loc Congresul Mondial al Crescătorilor de Capre, care se ține în Antalya, la hotelul Kemasarai Lara. Deci la turci, da? De ce nu le-ați adus în România, domnul președinte? Poftiți? N-ați încercat să aduceți congresul ăsta în România? A fost și la Constanța, în 2007. Deci înseamnă că avem un mare merit. Deci, cu acest zi am participat la toate... Bun, ce se întâmplă? Haide să intrăm în discuție profund. Ce se întâmplă la congresul ăsta? Ce importanță are, ce ne spuneți? Are importanță. Prezintă, în primul rând, totul despre capră. Îi spune congresul IGA.
internațional Goat Asociațion. Domnul președinte, fac o paranteză la ceea ce ați spus. Chiar astăzi am avut ocazia aici în Comuna Feleacu, am văzut un proiect foarte interesant, un procesator care integrează o producție din această zonă pe un concept foarte, foarte interesant. Deci am avut astăzi marea onoare și bucurie să văd un procesator care efectiv a creat un produs de gamă de lux, adică chiar se adresează, eu văzându-l în toată țara în niște centre comerciale, adică foarte, foarte căutat. Și m-a bucurat faptul să văd că este de aici, de la Cluj. Da. Chiar ce a produs? Brânză de capră, deci și iaurt, mai multe sortimente care sunt foarte căutate, într-adevăr, dar bine, nu cred că e contextul emisiunii să facem reclama acestui producător, dar m-am bucurat pentru că am văzut un procesator care, într-adevăr, pe un areal a dezvoltat acest concept pentru a încuraja crescătorii de capre să se asocieze, în această viitoare cooperativă, așa cum spunea beneficiarul, și să ofere pieței un produs finit, da, de bună calitate. Vă spun și eu ceva? Vă rugăm. Eu am, cu un specialist din Grecia, am creat iaurt din lapte de capră, în care în Gran Canaria am luat locul 1 cu el. Felicitări! I-am bătut și pe spanioli și pe francezi. Domnul președinte, vreau să vă mai întreb un aspect. Știți că va trebui ca statut, ca asociație să vă transformați în cooperativă anul ăsta? Păi, noi aparțin de Constante. Sunt o filială a Constante și deja începem deja să facem demersuri necesare. Pentru a beneficia de următoarele programe. Dar și dacă nu este cooperativă, e descurzarea stancă. Da. Bun, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Până la urmă, da, avem asociații, avem federații. Nu, e un lucru lăudabil, că sunt cei care s-au coagulat deja și funcționează. Și bă, dacă, uite, apropo de coagula, că da, mi-a inspirat acum. Dom'le, noi trebuie să ne coagulăm, avem nevoie de, nu știu, de ce pui la coagulat acolo? Niște... Bun, din punct de vedere al biologiei există un factor bă, natural. Bă, dar uite ăștia lăptari, adică oamenii care produc lapte în țara asta. Bă, dacă nici ei nu reușesc să coaguleze la un moment dat, care să fie de natură. Așa, să e păcat. E păcat că nu reușim să facem. Știți? Cheagu, exact, da. Cheagu. Bun. Da. Hai să mergem mai departe. Hai să vorbim un pic la modul mai punctual, mai concret, despre, nu știu, două, trei variante. Mi-ai spus povestea asta cu o fermă de găini, de pildă, care poate fi extrem de bine cârmuită de o familie, da? De și care, iată, care să spunem, băi, până la urmă îți aduce, nu știu, 300-400 de euro pe zi. De la 5.000 de găini îți rămân, să spunem, un profit. După ce ai scăzut din 4.500 de ouă vândute în așa. Sigur. Aia înseamnă totuși la finele unei... decade unei perioade, categorică sunt... 300 de euro pe zi în 10 zile, 3.000 sigur, de euro. În 30 sigur de zile, pentru că găina sigur nu știe. Și o familie cu un venit peste decent. Adică 9.000 sunt niște euro bani, sigur. De asta sunt spun, adică sunt oportunități. Piața are nevoie de hrană. Față de prima programare din PNDR-ul 2007-2013, acum în acest exercițiu, 2014-2020, se încurajează mult și creșterea ca pondere a sectorului zootehnic. În contextul în care vegetalul este dezvoltat, bine, necesită mult mai multe investiții, categoric, nu vorbim de un sector, să spunem că este dezvoltat, merită și cu siguranță va fi sprijinit în continuare. Dar în contextul în care noi marjăm o disciplină din punct de vedere a unui management de fermă, că la urmă asta vorbim, să ne autoconducem noi, că dacă așteptăm să vină să ne conducă alții, să spunem, ok, politicile li sunt date, asta e direcția, asta e premiza unde vrem să ajungem. Dar dacă noi reușim să avem capacitatea și capabilitățile să ne conducem singuri, să înțelegem ce înseamnă, că la urma urmei orice activitate înseamnă intrări, adică input-ul, tot ceea ce primim și ceea ce ieșim, cum ai spus, să avem un calcul pe plus. Dar astăzi premiza este să reușim să ne depășim acest management al fermei, în sensul de a construi și de a reuși să rămânem cu un profit. Sectorul zootehnic astăzi, dând plus valoare, ceea ce obținem de pe sectorul vegetal, obținem de pe ceea ce ne dă acest pământ pe care îl cultivăm cu trudă, să transformăm într-un produs, în urma procesării, bineînțeles, creșterea animalelor, procesarea și a obține un produs, înseamnă să închizi o verigă, să închizi un lanț. De aici pot decurge foarte multe, așa cum n-am apucat poate în seara să discutăm asta de lanțurile practic, scurte. Așa, într-o expresie fiind spusă, trebuie să faci pasul de la fermier la om de afaceri.
Adică omul, vrem, cum să vrem, spun eu, nu, și, băi, n-ai și control, banalul, adică... Și bietul țăran sau omul de rând, cel care într-adevăr își gospodărește acea gospodăria lui, mai nou îi se spune când aud termenul exploatație, bine, trebuie să ne aliniem la termen, dar ea este curtea, ograda lui. Nu trebuie, mă, Radu, nu trebuie. Bun, trăim într-o premiză în care într-adevăr trebuie să ținem pasuri cu vremuri. Dacă nu reușim acest lucru, suntem depășiți, știi cum se zice. Dar în același fiind trebuie să păstrăm fundamentul, fundamentul tradiției și a valorificării noastre, a experienței. Și uite, îți dau un exemplu, îmi vine acum în minte, să spun un exemplu, Dinu, scurt. Îmi vine acum în minte, pe timpul înainte de 89, în sistemul comunist, era interzis ca un biet crescător de animale, nu aveai voie să sacrifici animalul. Da, știu. Și știu. Mi-aduc aminte, la mine în sat, la țară, era... Pe vremea, vremea comuniștilor era sacrificat omul. Da, asta nu mai... exista un biet țăran, săracul nu avea... Mi-aduc aminte, eram copil, eram mic și... a fost nevoie, datorită unor conjuncturi de familie, să-și sacrifice animalul, tot pentru autoconsum, pentru el. Da, da, da. Să-și valorifice produsele în familie și mai departe. Nu zic că la noi în sat, cum eram acolo, a venit, cum era, miliția, procuratura, da, miliția sau cum era, și le-au luat pe bietul om. Și ăla săracul s-a dus, că noi după aia, fiind auzisem în sat, dom'le, dar ce te-au luat? Adică ce s-a întâmplat? Atunci nu era permis. Era un sistem foarte riguros. Nu aveai voie să... Și omul foarte sincer, Dinu, știi ce a spus? Deci foarte sincer, atunci și mi-a rămas așa chestia, anchetându-l, a zis că, domnule, mă, îmi pare rău, am crezut că e al meu, domnule. Vițelul, e omul, deci că am crezut că e al meu. Frumos, da. Deci astăzi, Dinu, când avem toate aceste beneficii, când avem azi toate aceste valori, pe care cu trudă, categorică, fiecare prin muncă, toți gândim într-un sens corect al evoluției, astăzi noi nu mai realizăm că e a nostru, că avem și că putem crește într-un sistem în care să ne bucurăm de aceste lucruri. De aceea, dar nu știm de aceea, să valorificăm, cred, iată, că... e al nostru, dar nu știm ce să facem cu el. De vom învăța aceste să dăm... lucruri. Băi, eu sunt convins. Cum să spun, nu poți să înveți oamenii de la televizor. Absolut, absolut. Absolut. Oamenii poți să învețe absolut. Dacă intră într-un program de, cum se cheamă, de formare continuă, de creștere continuă. Acum, spune și tu, dacă vezi că omul, cum am zis, doamna... din Sălaj, doamna Mezei. Bă, dacă toată ziua e infermă, bă, de unde să mai afle săraca despre noutăți în domeniu, despre cum funcționează piețele, despre, nu știu... Nu, categoric, autoritățile despre locale vor avea un mare încurajarea asocierii, că nu știe, dacă tu nu vezi piața, dacă tu nu știi că dacă m-aș asocia cu Ghiță, nu, cu Petre și cu Maria, am pune toți la oaltă, câți litri de lapte facem? Facem 500 de litri de lapte. Cu 500 de litri de lapte deja facem, cum să spun eu, niște zeci de kilograme de brânză în fiecare zi. Și uite așa devenim... Hai să ne raportăm de când ne-am integrat în Uniunea Europeană ca și stat membru din 2007. Lucrurile se schimbă. Informația astăzi circulă foarte repede. Adică vrem, nu vrem, cu siguranță lucrurile vor căpăta un sens și un trend pozitiv. Că la urmă urmei, la bază stă acest criteriu de a te informa și pe baza unei educații, bineînțeles, care din cine păcate cine are carte, suferă... fraților, are parte. Acum, cartea nu ți-o dobândești numai la școală, cartea o dobândești în general... oriunde dorești să afli informații, oriunde dorești să te edifici, să te construiești, să-ți schimbi etajul de pe care vezi ce se întâmplă în jurul tău, poți să faci, ai la îndemână această șansă. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Sărut bună, acum vă numiți și de unde ne sunați? Mă numesc de la Gheorghiță și sunt din Aiud, județul Aiud. Din Aiud. Da. Doamna Gheorghiță, ce părere aveți de felul în care arată astăzi, nu știu, fenomenul ăsta întreprinzătorilor în România, antreprenoriatului în mediul rural? Nu știu, dar nu trăiți la țară, probabil, dar credeți că oamenii, nu știu, poate să învețe, poate să se molipsească unii de la alții? Care ar fi calea ca noi să înțelegem că, da, trebuie să schimbăm ceea ce știm deja și să nu credem că ceea ce am știut, am învățat la un moment dat, rămâne, cum să spun eu, imuabil de aici încolo pentru totdeauna? Da, 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 eu cred că este foarte important să schimbăm și sunt o susținătoare a antreprenoriatului în țara aceasta și consider că are un rol foarte important. Ce ar fi dacă toată lumea ar pleca și n-ar mai face antreprenoriat? Și cred în antreprenoriatul de la țară, din mediul rural, cred în dezvoltarea agriculturii, chiar dacă a fost așa a avut o descreștere, să spun așa, în ultimii ani,
din ce ne-a mai rămas, din economie, agricultura, zic eu, că ne-a scoate din impas. Bun, dar uitați-vă dumneavoastră... Cred foarte mult în formarea celor de la, din mediul rural și în posibilitatea de a învăța. Dar, da, vedeți dumneavoastră, cred că foarte mulți din cei care trăiesc la țară și fac un soi de agricultură și care, cum să spun eu, încoată, indică că nu e decât o agricultură de subzistență, deși la volumul muncii iar putea fi concretizat într-o agricultură, de fapt, de, cum să spun eu, nu de rezistență numai la foame și la sărăcie, ci una, cum să spun eu, care să-ți dea bucuria muncii tale. Foarte mulți dintre ei cred că, cum să spun eu, cam știu totul despre... Cred că, cum să spun eu, lumea se schimbă, dinamica ei, dar ei nu înțeleg că, până la urmă, sigur, trebuie să mă duc o altă cu trendul, adică trebuie să mă adaptez la lumea asta. Că altminteri, uite cum a spus, e unul din aurile alea, adaptarea la noile realități. Da, e adevărat că nu mai merge așa empiric și rudimentar. Și tocmai de asta sunt foarte binevenite cursurile care ar trebui să le parcurgă aceste persoane care se ocupă de antreprenoriat. Bun, dar știți ce se întâmplă, doamna Delia? Părerea mea că foarte mulți dintre românii care trăiesc la țară și care muncesc acolo și nu reușesc să-și rentabilizeze munca, cum să spun eu, nu prea au încredere că, nu știu, vine cineva și mă învață cum să-mi fac eu management în fermă, că ar putea să facă din ce am eu aici, nu știu, o treabă bună și cu randament. Nu cred că ar trebui să, credeți că ar trebui să-i așteptăm să vină ei, să se formeze, să facă cursuri sau mers țintit? Fermieri din Comuna X, primăria, program de formare pentru cine? Asta trebuie, programe de formare, cursuri de formare, instruire și perfecționare în domeniul agricol și nu neapărat numai în partea agricolă, ci și în partea de management, în partea de marketing, lucruri care... chiar ei le știu, dar le știu într-un sistem învechit și ar trebui să abordeze viziunea asta a progresiștilor, să nu mergem retrograd. Și eu cred că așa singur, de unii singuri care ei considerând că le știu pe toate, așa cum spuneați și dumneavoastră, nu se rezolvă problema. Asta mi-e teama, asta mi-e teama că am încă... Trebuie făcute cursuri, trebuie derulate evenimente și campanii de informare și de promovare acestora. Da. Și grupul țintă, eu zic că trebuie să fie reprezentat de acei fermieri. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. O intervenție foarte bună, punctuală, pe ceea ce ar însemna să fie, nu știu, accesul la informare, accesul la continuă formare, da, la trebuie făcut dirijat, obligatoriu, oferirea programelor de formare profesională să fie făcute de experți, oameni care știu management, oameni care, cum să spun, nu bifează o activitate. Și agricultură, exact, da. Aduse bune practici în fața oamenilor, aduși oameni care au reușit pe aceeași dimensiune, că avem și astfel de cazuri. Sigur. Mai avem 5 minute la dispoziție. Eu aș vrea un pic să intervin pe acest aspect, pentru că vorbim de antreprenoriat. De fapt, ceea ce înseamnă? Înseamnă un concept care te pregătește să vii într-o concurență pentru a reuși să vinzi. Te adaptează vieții. Că la urmă, antreprenoriatul asta înseamnă, te pregătește de fapt de vânzare. Vezi, noi venim dintr-o perioadă în care, într-adevăr, bietul țăran sau fermierul, sau cum vrei să-i spunem atunci, locuitorul mediului rural la țară, nu avea această grijă a valorificării. Astăzi, din ce în ce mai mult, asta este premiza. Necesitatea de continuare, necesitatea continuării de astfel de abordări, de a-i pregăti, de a-i îndruma, de a-i ajuta, de a-i informa, sau cum aș putea să spun, vine numai în sensul de a-i pregăti. Din păcate, într-adevăr, ne lovim de un mare aspect al mediului rural astăzi. Populația este din ce în ce mai îmbătrânită. Și aici va trebui foarte mult să ne aplicăm autorități publice locale, autorități centrale, prin politici, prin ceea ce vor să întreprindă, de a veni efectiv în ajutorul acestor oameni, de a găsi o variantă și o soluție. Radu, am o chestiune, asta o ridicăm ca temă pentru altă întâlnire. Nu, am specificat pentru că consultantul, știi cât de important este consultantul?
Consultantul este extraordinar de important și din păcate astăzi în România, mă consider ca făcând parte dintre ei, dar din păcate nu suntem într-adevăr consultanți în adevăratul sens de a valorifica, de a ajuta efectiv. Dar noi scriem proiecte, dar nu faci asistență păi, de management. Primul lucru care trebuie să facem dacă acel posibil beneficiar sau țăran, el este conștient că asta vrea. Noi urmărim pașii și studiul spunem, ăla de fezabilitate condițiile. Îți arată că știi, da, întrunești condițiile, întrunești punctajul, ai făcut, gata, treci. Și omul se vede după aia cu un proiect, după câțiva ani de, și zice, oare ce găsesc eu aici? Ce caut eu în chestia asta? Stai, oare așa mi-aș fi dorit? Da. Dacă el nu înțelege tot procesul. Bun. Foarte puțin timp. La dispoziție 2 minute. Vreau să aruncăm în aer o temă care mi se pare fundamentală. O temă la care eu n-am văzut niciun punct de vedere al Ministerului Agriculturii, al guvernelor României, ignorarea cu desăvârșire a celor 3 milioane aproape de români care muncesc în străinătate. Eu n-am văzut niciun comunicat al Ministerului Agriculturii, o să le sugerez și le-am făcut lucrul ăsta, nu e prima oară când spun asta, în care să se adreseze prin campanii de informare, prin măsuri de punere la curent a celor 3 milioane de români care muncesc afară despre oportunitățile pe care le au prin PNDR. Adică oameni care au dobândit, cum să spun eu, și experiență, au văzut modelul de desfacere a unei afaceri, de business, de management, într-o fermă afară, a adunat o brumă de bani, mai vine și PNDR-ul și spune, bă, îți dau și eu 70-80%. Pe anumite măsuri, vino și cuplează și tu ia 50.000 de euro care i-ai adunat acolo vreme de 10 ani de zile, îți mai dăm noi încă 250.000, să spunem, și fă-ți o afacere aici acasă. Nu le vorbește nimeni. Le vorbim noi la televizor, le mai spune că sunt bani europeni. E foarte adevărat ceea ce spui. Dar nu s-a întâmplat nimic. Mi se pare că e o piață fundamentală. Oameni care, tu spui, satul românesc a îmbătrânit și nu spui pentru că așa ți-a trecut prin minte. Exact. Pentru că așa arată satul românesc statistic. Sunt multe programe DINU astăzi care sunt dezvoltate de mediul asociativ de ONG-uri. Într-adevăr, autoritățile centrale astăzi, mai mult ca în trecut, transpartizează aceste informații, adică astăzi, într-adevăr, accesul la informații este mult mai simplu. Dar asta Radu, nu necesită ca o abordare. Eu sunt de acord cu tine. Asta cu accesul e democratic. Pentru dar sunt multe alte previzii domnule, care vorbește trebuie că așa le spunem, domnule, de ce nu citește mama la 69 de ani să intre pe internet să vadă că sunt oportunități? Categoric. Acum așa, noi vorbim să ne adresăm celor tineri. Celor care, vorbim de cei tineri, de cei care au și ei o coparticipare a lor, să spunem. Pentru că în România nu sunt tineri care, să spunem, au pus deoparte 50.000 în 10 ani de zile. Să fim serioși, da? Ori oamenii aia trăind acolo au pus lucrul ăla și nu au încă orizont, nu știu ce să facă în România. Ori vrem pe oamenii aia acasă. Așa eu este. Zic că trebuie avem să-i reclamăm pe oamenii ăștia să-i cerem înapoi la noi acasă. Dar atât aș dori doar să remarc și să argumentez faptul că trendul, să știi că este încurajator trendul pe acest segment. E, dar aș vrea să adică fie mai, spune, mai accelerat. Pentru că vin în contact săptămânal cu mediul rural. E bluz. Suntem foarte așa lenți. Este, așa poate este. Ar trebui să trecem dar la deșteaptă-te române, Marcel. Previ... Da? Mulțumesc foarte mult, eu Radu mulțumesc din nou Antoche, și te mai aștept cu mare plăcere. Mulțumesc frumos pentru această ocazie. Mulțumesc mult. Cu toată dragostea. Deșteaptă-te române. Proiect de țară, dragi prieteni, se închide aici astăzi. Mâine seară ne vedem din nou. Până atunci rămâneți optimiști, rămâneți încrezători. Nu uitați, agricultura e o șansă pentru România, însă, cum vă spun de fiecare dată, îmi doresc să devină o șansă pentru românii din România. Pe mâine seară, cele bune, Doamne ajută!